Bine v-am găsit, bune, în acest episod special urmează să cumpărăm în premieră și în exclusivitate un camion, un camion, un trailer pentru prima dată, pentru tirul nostru. Avem 134.000 de dolari și este timpul să cumpărăm un trailer. Acum, sincer, Ok, nu știu care e faza. Uh, sincer, nu știu ce să cumpăr. Văd că există mai multe tipuri și urmează să, cum, să vreau să cumpăr mai multe tipuri de, de -astea. Acum hai să vedem care e cel mai scump de aici. Văd că ăsta e cel mai scump. Nu știu de ce. Deci are 13 metri, poate să până la 7,6 kg. Și poate să, Deci 7,6 la fel, cred diferența dintre ăsta și altele. Este de single body type insulated. A, asta e izolat. Asta înseamnă că poate să cară chestii reci. Mhm. Mm și dacă poate să cară chestii reci, înseamnă că dai un ban, dar stai în față. Faci bani cu asta, nu? Presupun, nici nu știu. Eu sper acum că nu-l cumpăr și mă trezesc că... Bă, mi-ar trebui negru să-l fac. Nu, nu, nu custom. Nu-l vreau white, custom color. Da, da, de ce mi le dai, mi le dai pe toate cu negru? Vreau tot să fie negru. Uite așa. 8000 să fie tot negru. Perfect. Pe asta îl vreau. Și hai să-l cumpărăm. 93.000 o să dăm. Where do you want to store the trailer? Ai să îmi bag picioarele. Oh, Aoleu! Păi și eu trebuie să mă România ca să-mi iau trailerul. Pe bune? Pe bune? Trebuie sa ma duc Use Da, da, relocate Eu sunt Luxemburg Ce să fac cu el acolo? O sa mi-l spawneze în Cluj, Napoca, guys Asta înseamnă Aoleu Bine uh, În cazul acesta o să avem nevoie să luăm un job care ne duce în Cluj, înspre Cluj. Târgu Mureș, Cluj. Mm, da, dar am trebuie un job care mă duce de aici încolo. Ok, nu, hai să luăm de aici încolo. Asta mă duce în Italia, nu vreau, asta mă duce în Cehia. Adevărul e că ăsta e cel mai ok care mă duce în Cehia, nu-mi dau foarte mulți bani, sincer să fiu, dar... Am de ales? N-am de ales. Pentru că trebuie să ajungem în România la un moment dat ca să ne luăm trailerul, dar o să dureze ceva. e posibil să... Dar nu știu dacă mă încadrez, nu cred că mă încadrez. Ca aș zice că e posibil să fie un episod destul de lung, dar nu cred. Că nu cred că mă încadrez. Să ajung și până în Cehia și să... Ăsta mi-e și avariat camionul, nu știu cum să vă povestesc. E, lasă că facem o, o cursă din asta. Șmecheră și mergem noi până... De unde stai mai așa? Fii atent că de acolo trebuia să le iau din... Unde mă pune asta să mă duc? Nu de unde vin. Ba da, de unde? Băi, și am mai pățit odată așa ceva. Ce mă enervează treburile acestea? Da, mă enervează grav. Când îmi face de astea. Sau nu cred că mi-a făcut el, cred că nu m-am uitat eu bine pe artă. No, nu, nu m-am uitat eu bine pe artă, dar am mai pățit-o de a mi dintr-un... Dintr-o parcare. Și m-am trezit că tot acolo trebuia să ajung. Because you came with your trailer to this depot, it needs to be transported to its garage in Cluj. cu trailerul după mine? Am propriul trailer? Stai. Putem să luăm cargo market, de aici din Luxemburg. Și pot să-mi iau eu a mea pic. Asta îmi dă 23.000 de dolari. Și mergem până unde? Unde e asta? În Germania. Și de unde iau jobul acesta? De dincolo? Stai că nu-mi dau seama ce se întâmplă. Îmi pune automat trailerul pentru că l-am cu mine? Sunt confuz, prieteni. <coughs> trailerul zice că e inclus, nu? Îl pot folosi de aici. Mm. Cargo market. Da. Ok, trebuie să vin aici, dar eu n-am cargo-ul după mine. Eu am luat asta, dar eu n-am un cargo acum. S-ar putea să trebuiască să abandonez cursa. Sau îmi spawnează cargo automată, Nu cred, mă foarte îndoiesc, fii atent după aia că am luat asta din greșeală și să s-ar putea să... Hai că nu sunt stare, s-ar putea să trebuiască să abandonez cursa? Să nu zici că atât... Dar nu neapărat că sunt prost, dar mă încurcă jocul ăsta, cred că n-ai mai făcut n-ai să știi. Nu mi se pune că n-am încărcătura acolo. Și acum ce fac? Mm. External contracts Connected to World of Trucks Trebuie să mă conectez la World of Trucks Nici nu știu ce e asta A, ah, n-am, ok, lasă că ne Ne înregistrăm altă dată De deci, ce ai altceva? Bun, stai așa Stai așa Ar mai fi. Am raze de lumină pe față știu. După masă de obicei pățesc asta. Stai așa, cu gândim altfel. O facem altfel. Job market. Trebuie să luăm fright. Că altfel nu putem. Este asta care ne duce la Praga. Am... Păi și eu Pierd 12.000 de euro pentru ceva ce e efectiv sincer acum. Trebuie să o abandonez. Prost cum sunt, dar trebuie să o abandonez pentru că nu am ce să fac. Nu prea e vina mea. Deci nu prea este vina mea. N-am nimic care să mă duc în dreapta incredibil mi se pare. Bun. Nu pot să mă duc încolo așa gol. Bun, stai să o luăm ar -cumva. Avem așa ceva, așa ceva, așa ceva. Ceva care să plece mai de aici, mai din apropiere, nu? Nu avem Asta pleacă din... Dar trebuie să ajung în șapte ore acolo și... Ah, Nu-mi place Ok Știți cum facem Ne băgăm picioarele în el trailer Pentru că Nu avem cum să în episodul ăsta Să-l facem Și atunci o să luăm o misiune orice ne dă de aici Și o să mergem Nici nu știu unde să mergem În Elveția Am fost în Elveția, în Franța Hai să luăm ăsta și să mergem În Prin Franța, în Elveția Hai că ăsta ne duce și în Elveția Și ne duce și prin Franța Și mai facem niște bani Și ne-a cumpărat trailer Dar nu mergem Să-l folosim momentan Că n-avem cum Așa că Să sperăm că de aici îl culeg Am pierdut 12.000 Prostul satului Așa că luam jobul acesta. You you came with your trailer to this depot. It needs to be transported to his garage inclusion napoca before taking this job. Păi, ce unde mie, mă? Trailerul meu? Ești prost? Am trailerul aici. Aveam trailerul aici și eu am abandonat cursa aia? Nu. Curent track, Scania, garaj. Așa. A, el zicea... Degeaba îi dau use, pentru că el o să mi-l trimite la Cluj-Napoca, asta era. Ok, Putem în sfârșit să luăm jobul ăla? Da. Hai. Ok, deci, treaba asta în felul următor. M-am încurcat un pic, pentru că n-am știut că... Ca... sincer, mi se pare o, chestie ciudată. Adică dacă oricum nu pot să-l folosesc, zim, you need to go to Clujna. Zim ca la prost. You need to go to garaj ca să iei aia. Nu că use it și degeaba use it dacă nu poți, că nu ți se spawnează aici. Că mai mult te încurcă și am pierdut 12.000 de euro degeaba. Mai am 28.000. Ok, hai ce facem, na. Asta e. Măcar mergem în Franța, prieteni. În acest episod. Deși... Nu știu sincer... Cât de multe o să vedem noi din peisajul franțuzez, pentru că E noapte Conducem pe timp de noapte De fapt nu mergem în Franța, mergem în Elveția Dar trecem prin Franța Bun, părăsim Luxemburg. Na, avem trailer acum În episodul viitor O să-l și folosim La un moment dat Așa Asta este Mai pățești și din acestea în mod normal Eu am puțin avarii Aici, dar... Uh... Nu i chiar atât de mare 3% cât să trebuiască neapărat să mergem să o reparăm. Așa că putem să plecăm în cursă și cu tot cu acea avarie. Vom părăsi Luxemburgul pe timp de noapte. Și vom călători pe în Franța. Mergem din Franța până în Elveția să le mâncăm brânza aceea puturoasă și bună și plină de găuri. Eu nu-mi dau mai aici fac față sau în față, cred că da. Așa mă încurcă intrările astea pe autostradă și și ieșirile de multe ori când... Băi... Soribile. Stai încet, Iangi. Nu, no, mă. Dar trebuia să-mi dau seama că eu dacă n-am garaj pe aproape, cum îmi folosesc eu trailerul? Adevărul e că nu mai țin minte din American Truck Simulator cum am făcut. Că știu că am făcut ceva de genul acolo, dar nu mai țin minte, nu. No. Mai se întâmplă, oameni suntem. Bun. Ajungem la 6 dimineața în Elveția. Asta înseamnă, după 4 dimineața începe să apară soarele. Mă rog, nu e chiar soare, dar se face așa ziua. Și asta înseamnă că ceva, ceva din peisaj poate mai vedem. Na, ai? O să folosim trailerul data viitoare trebuie să mergem până în Cluj după el. Sincer, ar trebui să mai cumpăr garaje, să strâng bani mulți, ca să-mi cumpăr garaje, dar nu oriunde garaje, ci prin țările astea mai dezvoltate, gen Germania, pe unde e mult mai ușor să... Aoleu! Eu acum mi-am dat seama. Și eu, practic, dacă mă pregătesc să iau o cursă, eu trebuie să am trailerul respectiv după mine. Și pe și cum îmi dau seama, adică întâi trebuie să-mi echipez trailerul și după mine apar ce tip de cursă pot să iau cu trailerul respectiv. Sau pur și simplu eu mă bag pe aia cu trailere și trebuie să vin eu la misiune cu trailerul potrivit. Asta mă încurcă un pic. Asta de marketul ăsta la altul, pe care îl folosesc acum, Fright sau Cargo sau cum se numește, e mult mai ușor, că efectiv mă duc numai cu cabina asta și iau indiferent ce mi-or da ei. Dar așa, sincer, e voi... Wow! E o idee cam complicată. Mi-a făcut de ăla? 4%, da, un pic, da. Rahat. Mai ales că medie minim 500 de euro. Pentru fiecare 1% din ce mi-am dat eu seama. Ca să nu mai zic de ce 12.000 de euro pierd. Fai! Mamă, ce ciuda mea. Mă, și nu e prima oară când fac de astea, da? Asta nu mi se pare neapărat prostie, cât mi se pare neștiință, cred că în față. Sincer, acum. Na, asta e omul că trăiește în vață, guys. Bun.

nu e chiar greu să conduci cu... Am avut trailere mai complicate agățate de camion și... Opa! Și m-am descurcat cu alea. Nu mă descurc eu cu... Bine, m-am și răsturnat de multe ori. E drept. Da, na, Bun, oare suntem deja în Franța? Da, suntem în Franța 100%. Mergem înspre Dijon. Ajungem la Geneva. În Elveția. În Elveția Land. Ce frumos sună Geneva. Și foarte italienesc. Foarte italienesc sună Geneva. Adică, ce limba vorbesc el Ceva, combinație. Ba, germană, ba, franceză. Nu, de ce nu vorbesc și italiana? Ca doar și cu italienii sunt vecini. Ce asta? Asta e taxa de drum. Din ce am pot da seama. Bun. Na, mai luatim și voi bani. Aia e. Și ne continuăm drumul, ajungem la 5.47 dimineața. Adevărul e că dacă mă mișc mult prea repede, nu apuc să văd frumusețile Franței. Dar ne mai plimbăm pe aici. O să, o să avem timp. Era frumos dacă puteam să mă bucur de frumusețile propriului trailer. Dar ne putem bucura? Nu! Acum, într-adevăr, nu era foarte realist să-mi spauneze aici un trailer, dar totuși avea. Acum nu e realist nici să nu iei amendă când treci pe roșu și să nu dormi niciodată în jocul ăsta, nici asta nu e realist. Adică nu puteau să facă pe asta cu spawnatul. Era mai comod pentru toată lumea, mai ales pentru mine. Bun. Aici se pare că trebuie pe banda de urgență să-i depășesc pe domnii. wow, 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 wow. Că ne mișcăm cam încet. A și fata la ăla din stânga. Mai dacă intri în depășire, depășește-l. Că stai degeaba, mi cu banda. Nu, no, dacă trebuia să vine vreo salvare. Puneam frâna ca să la salvarea să treacă. Puneam. Mă opreai? Mă opreai? Uh, bă, am o chestie. Și în realitate, și în jocuri, dacă e drum de noapte, bă, te adorme. E o idee plictisitor. Sincer. Deci mi se pare, upa, o idee plictisitor. Bun. Cam avem vite, upa, cam avem viteză noi așa, că ajungem, o să ajungem mult prea repede. Uite că mai avem doar 4 ore și 12 minute. Bine, aici mergem cu 130 de km la oră noaptea cu încărcătură în spate. Cred că doar în jocuri poți să te arunci așa, că în realitate e un pic cam periculos. Ok, curbă urâtă. Na, cum vi se pare Franța, guys? Vi se pare o țară frumoasă? Ați venit să o vizitați în funcție de ce vedeți aici? Mie sincer nu mi se pare nicio diferență între Franța și România. Efectiv. Mi se pare că la fel de frumos e și la noi. N-au nimic în plus pe timp de noapte față de noi. În afară de drumul asta bun, care într-adevăr pe care noi nu-l avem, dar. Uh, în afară de asta. Mm, nimic special. Uh, la, te adormi un pic. Te adorme un pic Hai că mai avem 3 ore 38 și ajungem la Costinești prieteni Mamaia copilor 2017 Mâinile sus Mamă dar de ce sunt atât de multe curbe Vezi în Germania În Germania nu vezi așa ceva În Germania nu există curbe În Germania mergi drept și drept și drept ea știu să facă drumuri. Dar ăștia nu știu ce e efectiv, cred că în momentul în care făceau drumul se răzgândeau, deodată făcea, făceau, bă, hai să mergem în partea cealaltă. Hai să mai facem și pe acolo, că e să meargă ăștia drept. Hai să ne facem viața mai complicată. Pe bune, acum. A? Dacă nu te miști! Uf, am viteză cam mare totuși. Am viteză cam mare totuși. Și sunt foarte multe curbe pe autostrada asta. Sper că ăsta micul din față depășește tirul. La timp. Hai că l-a depășit, dar de ce nu trece pe banda lui? Treci pe banda ta. Bine, are viteză mai mare decât mine. Hai că a, a, a început să să se meargă motorul. Să-i tureze mai cu talent Trebuie să părăsesc autostrada Oh Ce zi tristă, prieteni Uuu, așa Ho, oh, cu tata oh, cu tata Că avem viteză prea mare oh, și avem și un tir în față Bun, 50 la ore e limit Asta înseamnă că pot să intru cu 65 Ok, u, fii atent aici. Ca aici se face stânga. Zim că nu vine ceva, că văd niște lumini. A, ok, face stânga. Avea un pic de prioritate, dar nu multă. În Franța prioritatea e negociabilă. Tu zici, oh, monsieur, mon ami, la baguette francese très bonbon. Și omul zice, oh, mon ami, oh, oui, oui, si, si, tre magnific, te lasă. Stai că pe acolo e cu interzis. Enter. 83 de euro trebuie sa plătesc ca să merg prin țara voastră, prin maghernița asta. Cum sa cer matița, bani oamenilor? 83 de euro? Sa circulă un pic prin această Franță? trăznească nea. Bă, 83 de euro taxe de drum. Mai lasă-mă. Mai lasă-mă. Da, zici că dar nici la nuntă nu dai atâta, mă, omule. Ce, de unde scot taxele astea? Nu. No. Și măcar de-ar avea peisaje faine, dai numai negru pe aici. Adică nu merită. Mamă, de ce bă, hos, mă. Te fură pe față. Dacă mergi în Franța, te fură ăștia pe față. Nu recomand. Până acum mă declar dezamăgit. Pe păi, de ce asta, domnule? Bun, bețele alea de pe marginea astăzi sunt ce? Ca să-ți distrugi mașina în cazul în care ieși un pic în... Uh, ieși un pic de pe drum? Că zice Guys, nu știu cum să vă zic, dar mi se pare mie sau începe să se, să se facă de zi așa încet, încet. Parcă tot mai multă lumină afară. Hai că imediat avem lumină, putem să ne bucurăm de... Nu multă din Franța, că deja cred că suntem în Elveția. Când intrăm în Elveția, imediat intrăm în Elveția. Măcar au fost drăguți și au inclus și Paris în jocul de bază. Măcar atât. Să-și faci o poză cu camionul în fața turnului FL. Bun, mai avem 123 de kilometri. Hai băieții! Și prin Hai băieții mă refer la mine. Hai Hai eu! Stimabile, te mișca cam încet. Cu șofer ca tine trecem pe natalitate 0. Pe bune acum. Hai, mai trebuie Geneva în dreapta. U, stai să nu mă răsturn aici. Da, pe bune, asta e drumul spre Geneva? Adică la graniță cu ăștia au zis, bă, hai să nu mai facem un drum ca lumea, asfaltăm un pic, să nu fie asta, dar să știe oamenii, să știe că intri la ăștia unde-i sărăcie, că elvețienii știți că sunt puh, mega săraci, deci sunt sub Bulgaria clar, de noi nici nu mai zic. Bun, hai, fă, fă zi. Fă zi să vă și eu cât de frumos e afară. Să mă bucur și eu de peisajele elvețiene, să sperăm că trebuie să urcăm munți. Dar mă disperă, mă, curbele astea, incredibil. Mult prea multe curbe, de ce nu putea să facă drumul drept? Nu știu. Poate pentru că e așa cu urcare că, na. Totuși, Elveția egal nu, Elveția plus munte egal Lăve. Le place muntele elvețienilor. mai avem 73 de kilometri, este 30 dimineața. 47 afară încă este. Trebuie să stăm la barieră. Nu Numai fraierii stau la barieră. Și Ăla, chiar dacă are verde, dacă nu vrea să mă bag în el. Care vinde pe contrasens de pe roșu. Bun, stai așa că aici cum facem? Cred că pe aici. Pe aici, vire. Băi, sincer, de la ceva ce era inițial 6 jumate și am zis că 2 ore ne bucurăm de peisaj acest uh, 4 5 3 dimineața nu mă încântă foarte tare. Ajungem cam de vreme, prieteni. Ar trebui să alimentez eu la un moment dat, dar hai cum mai amân un pic. U, Elveția. Acum intrăm oficial în Elveția. Dar nu înțeleg de ce n-au vamă ăștia. Efectiv, vinții cu mai chef. Mi se pare ciudat Nu-ți cere nimeni nimic, niciun act de identitate dacă ți intră dușmani Pe suprafața țării Adică ce faci atunci? Mă, sincer, dacă n-ar trebui să dau bani buni ca să-mi repartiru tirul Eu m-aș cam băga în toți ăștia care-mi fac uh, cu farurile Care-mi dau flash care, ca să mă atenționeze că-s și am faza lungă, dar nu văd Mă înțelegi? Și atunci eu vreau să văd, vreau să am faza lungă. Ce să mai... Bă, dar nu se mai... E 4 jumate și încă aici e întuneric afară? Oare de ce e așa multă noapte în Elveția? Eu v-am zis, sunt niște ne nedezvoltați astea, nu prea ai cu cine. Nu mai sunt nici elvețieni ce au fost cândva. Bun, stai așa. Cu grijă. Imediat ajungem în Geneva la destinație. Mai avem 3 km, 8 minute. Geneva discovered. Bun. Opa! Nu, 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 nu. Uuu. Nice. Hai să se vede semnalizarea mea dreapta. Se vede. Facem dreapta aici. Faceți băiatul dreapta. De fapt nu fac ce băiatul dreapta, că băiatul ar vrea să verifice acele semne de întrebare de pe partea stângă pentru a debloca nebunile acelea. că sigur unui centru de recrutare și unul e să-ți cumperi de astea tiruri noi. Ia să vedem. D Drivers, perfect. Și uite aici o mai descoperim și reprezentanța Mercedes-Benz pe partea stângă. Și numai bine ne și întoarcem aici să ne reparăm camionul. La final. Și aici pe partea dreaptă ar trebui să avem unde să livrăm comanda. Bam, 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 bam. Perfect. Ia să parcheze băiatul. Și... Și... Hai mă! Ca e bine! Păi da, ți-am zis că e bine! Hai că e suficient! E job complete, guys! Cu m mă variat un pic tirul, da? Ce se face? Vreau numai să merg să... Mi-l repar. Era o de asta de reparație aici aproape. Să vedem cât ne costă. Aici pe partea dreaptă. Uu, ăștia de la Mercedes să nu numai că vând tiruri aici. Îți și repara. Bum, 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 bum. Băi, arată chiar frumos. Chiar frumos arată Sincer Bun, hai să vedem cât ne costă nebunia 2100 Ce v-am zis? Cam 500 în medie 500 și ceva pentru fiecare Bușire Pentru fiecare 1% Da Aici A, E închis Bine o să parchez aici, prieteni. Uite aici, frumos. Și o să ne oprim aici pentru acest episod. Mamă, cât de aproape am oprit. O să ne oprim aici pentru acest episod. În următorul episod, prieteni. Acum că ne-am cumpărat trailer. Stai este de aia de acolo. Avem bani să ne cumpărăm un garaj. O să ne întoarcem, o să mă eu până atunci, până în România. Luăm trailerul. Și să sperăm că având trailerul acela putem să facem mai mulți bani. Datorită lui. Adică în ideea în care sper că nu l-am luat degeaba. Asta o are o filat de mine? Cred că da, că am trecut eu pe aici. Adică șanse mici ca un NPC să distrugă drumurile Bun, ia să vedem, este o casă aici Hai, mișcați-vă Hai că nu e atâta, nu văd nimeni amendă În cap printre voi Ok, vreau să verific ceva. Oh, nu mi s-a pus damage. E perfect. Am vrut să văd dacă încă printre ei. N-am încă pus 100%, dar... Aici sunt niște garaje. 180.000 de euro! Da, clar nu ne permitem așa ceva. Dar cât de frumos ar fi să avem aici un garaj, prieteni. Uite zona asta de Austrie N-am uh, descoperit o uh, puteți mergem până în Veneția cu tirul nice. Avem Paris Veneția Marea Britanie Mai avem mult din Germania de descoperit uh, N-am fost în Sofia Ok Bine și în Turcia sincer acum nu știu dacă observați dar Maxim dacă mai mergeam aici la Techir sunt două drumuri în Turcia adică mi se pare că e cam bătaie de joc adică nici în Bulgaria nu cine știe, ci adică Road to Balkans ăsta, Road to Black Sea, sincer vă zic, în afară de România nu prea merită, că nu prea e nimic acolo. Dar dacă am atât cu episodul ăsta, mulțumesc tare mult că v-ați uitat, ne-am cumpărat un trailer și în episodul viitor urmează să-l folosim. Sunt super curios care sunt cele mai practice trailere pe care le pot folosi în jocul ăsta, vă rog să-mi ziceți. Cam atât pentru episodul ăsta, vă pup și o să descoperim și Franța, pentru că știu că dacă tot am fost în Franța, ar fi trebuit să și vedem ceva, n-am văzut, dar urmează, ne oprim aici, vă pup, ne vedem data viitoare, pupici, numai bine!